Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Sandu Scobioala, vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Viitorul Ucrainei, apărarea flancului estic și noile strategii de securitate sunt printre subiectele abordate la summitul NATO de la Vilnius. Migrația preoților a readus în actualitate conflictul dintre cele două mitropolii, Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei. Rusia a lansat un atac aerian asupra Kievului și portului Odessa cu doar câteva ore înainte de începerea summitului NATO din Lituania. La Vilnius, Lituania, la doar 150 de kilometri de granița cu Rusia, a început astăzi summitul NATO, unul ce va aduce decizii cruciale pentru apărarea flancului estic și noi strategii de apărare. Aceasta este cea de-a patra reuniune NATO la nivel înalt după invazia Rusiei în Ucraina. Printre temele discutate astăzi și mâine la summit se numără sprijinul pentru Ucraina, subiectul aderării acesteia la alianță, sporirea prezenței militare, noi planuri de apărare și, nu în ultimul rând, aderarea Suediei la blocul militar. Summitul de la Vilnius este dominat de subiectul războiului și sprijinul pentru Ucraina, iar toți sunt în așteptarea deciziilor alianței privind modul în care își va defini viitoarea relație cu Ucraina, în contextul în care președintele Volodymyr Zelensky a cerut în repetate rânduri ca țara sa să primească o invitație de aderare la alianță la Vilnius. Se așteaptă ca liderii să discute ce asigurări de securitate ar trebui să primească Kievul în continuare, dar și după război. Deciziile vor include cel mai probabil promisiunea continuării ajutorului militar și financiar pentru Kiev pentru a descuraja Rusia de la un nou atac după ce războiul se va încheia. La capitolul consolidării flancului estic, liderii au anunțat deja că vor revizui primele planuri de apărare elaborate de alianță de la războiul rece încoace, detaliind modul în care NATO ar răspunde unui atac rusesc. Înainte de începerea summitului, secretarul general Jens Stoltenberg a declarat că președintele turc Tayyip Recep Erdogan a fost de acord să transmită Parlamentului cererea Suediei de aderare la alianța militară NATO. This summit is already historic before it has started, because we have now in place Swedish membership. Sweden will become a full-fledged member of this alliance. That's good for Sweden. It's good for Turkey and it's good for whole of NATO. Amintim că măsurile de securitate la Vilnius sunt ridicate cu 3 unități germane de apărare antiaeriană Patriot, desfășurate pentru a proteja locul evenimentului, o premieră pentru un summit NATO. Alte avioane de vânătoare patrulează pe cerul Lituaniei, care se află între enclava rusă Kaliningrad și Belarus și care a fost mult timp considerată un punct vulnerabil pe flancul estic al NATO. Vicepremierul, ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, participă la summitul NATO de la Vilnius. În cadrul reuniunii ministrilor de externe ai statelor NATO și ai statelor partenere, ministrul Nicu Popescu va ține un discurs în care va prezenta evoluțiile ce țin de securitatea regională, măsurile pe care Republica Moldova le întreprinde pentru contracararea provocărilor la adresa securității Republicii Moldova, precum și despre modalitățile de aprofundare a cooperării Republica Moldova-NATO. De asemenea, ministrul Popescu va avea întrevederi cu mai mulți omologi și oficiali din țările membre NATO și țările partenere. Și președintele român, Klaus Iohannis, participă la eveniment. Potrivit administrației prezidențiale, liderul de la București va reitera susținerea robustă pentru Ucraina și Republica Moldova. Programele civile ale NATO în Republica Moldova au contribuit la consolidarea securității țării, iar în condițiile războiului din Ucraina, Chișinăul trebuie să insistă pe o apropiere și mai mare de NATO. O spun reprezentanții guvernării, dar și mai mulți experți care consideră că o țară neutră are nevoie de un sistem de apărare puternic, iar invazia Rusiei în Ucraina a demonstrat acest lucru încă o dată. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, de-a lungul anilor, Republica Moldova a avut doar de beneficiat în urma sprijinului oferit de NATO. Noi am beneficiat de-a lungul timpului, NATO are instrumente de a dialoga, de a avea programe cu state non-membre, cu neutralitate consemnată în Constituție.
Vom colabora în continuare, sunt subiecte de interes comun, de la consolidarea apărării aeriene, apărarea cibernetică împotriva propagandei, participarea la emisiuni comune, cum e Quorus, spre exemplu. Deci vom continua să colaborăm cu această instituție. NATO înseamnă pace, spune la rândul său ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu. Cu NATO dezvoltăm cooperare, pentru că NATO ne ajută în mai multe domenii ca Republica Moldova să fie mai sigur. NATO este un spațiu al păcii. Uitați-vă la știrile de la televizor. În NATO și datorită NATO și Uniunii Europene, Germania și Franța nu luptă. Italia și Franța nu luptă. Deci NATO și UE au creat pacea de pe continentul european din ultimii 70 de ani și pentru noi ca țară este important să ne ancorăm în acest spațiu al păcii, inclusiv prin dezvoltarea cooperării cu NATO. În același timp, expertul în securitate Alexandru Flenchea spune că situația în lume s-a schimbat și în zona în care trăim, securitatea a devenit prioritate. Despre asta și trebuie să vorbim. Ce facem mai departe? Cum asigurăm securitatea țării noastre? Cât de mult investim? Suntem pregătiți să investim în armată? Dacă nu investim, atunci cine ne apără? Cum ne apărăm? Și până la urmă, uitați-vă, noi avem o istorie foarte lungă și bogată de relații cu NATO. Când în 95, când am primit statutul de partener NATO, parteneriatul pentru pace, de-a lungul tuturor guvernărilor, de dreapta, de stânga, pro-ruse sau pro-occidentale, cooperarea noastră cu NATO doar s-a profundat, continuu, și în cadrul statutului de neutralitate. Până la urmă, neutralitatea a noastră, a Republicii Moldova, așa cum e în Constituție, o definim noi. Fostul ambasador al Republicii Moldova în Lituania, Igor Clipi, este de părere că summitul NATO de la Vilnius are o importanță crucială pentru viitorul Uniunii Europene. Acest summit va avea un impact enorm pentru viitorul. În ce sens este crucial? Fiindcă se va decide modul de rezistență împotriva agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Deci acolo cred că vor fi luate niște decizii importante sau nu vor fi luate. Dacă nu vor fi luate, atunci consecințele pot fi grave. Deci modul în care va fi asigurată securitatea Ucrainei, modul cum soluția care va fi identificată în cazul dat, ea va juca un... va schimba tabloul politic al regiunii. Dar părerea noastră e că Ucraina trebuie să fie acceptată în NATO. În opinia mea, alte soluții pentru pace nu există. Potrivit unui sondaj realizat de comunitatea Watchdog, 52,6% dintre respondenți au declarat că sunt împotriva aderării Republicii Moldova la NATO, iar 34,6% dintre cetățeni ar vota pentru aderarea la NATO în cadrul unui eventual referendum. Vocea Basarabia a încercat să afle de la trecătorii întâlniți pe străzile din Chișinău ce cred despre NATO. Foarte bine, numai de cu dânsii ei nu mă poate să ne apere. De fașiști ăștia, de Putin, de ruși. NATO e o organizație care până când scapă toată lumea. Nu am auzit NATO să atași pe cineva. O organizație foarte puternică și noi trebuie cât mai repede să intrăm în... ca membri. Eu n-aș vrea cu NATO, eu vreau să trăim liberi cum trăim înainte, Moldova și gata. O apărare oarecare tot trebuie să fie dintr-o parte oarecare, care n-ar fi. Noi suntem o țară atât mică și da, și de poate apere. Trebuie să NATO. Când vine ne amenință, că de grabă o să vei nouă reșei frumoși de acolo la Rusia, și așa facem atunci. Și cum să ne apărăm? Părerea mea pozitivă, o să fim încrezuți ziua de mâine. Nu e armată, n-avie. Asta nu e armată. Pe lângă aceasta, noi nu suntem țară neutră. Cu armata 14 în Tiraspol și cu depozitele la Călbasna, fără NATO noi nu ajungem nimic. Dar n-am nimic. Fiecare trebuie să stăie la locul lui. NATO la lui, Rusia la lui și trăiască oameni în pace. Asta ar fi foarte bine, că împărații se sfădiesc acolo și nu pot împărți bogățiile, dar o stau și mor. Cum credeți? Cum ar trebui să fie dialogul Republicii Moldova cu NATO? Nu... cum? La nivel normal, eu știu, ca oamenii, luând în considerație că NATO e ceva mare și puternic, noi mititei, dar suntem oameni și aici și acolo. Eu cred că să fie un parteneriat așa, ei să ne ajute pe noi și noi pe dânși. Că acolo ne-i locul și numai așa să scăpăm de Rusia. Pozitiv să fie, numai decât.
plăcut, zic, dacă ai un frate alături, dacă vecinul e rău, apoi, cum, legături strânse cu fratele, cu celălalt, ca să te ajute dacă ai să vezi la nevoie. Cum credeți, e capabilă Republica Moldova să-și sporească securitatea de una singură? Nu. Nu. Odată noi nu putem să ne comparăm cu Rusia. Deși dacă n-ați avem aliați, n-ați fim în NATO, n-ați fim nicăieri, ați fim iarăși sub jugul Rusiei. Nu. N-avem noi așa posibilități, fiindcă noi până acum așa au fost neopărat unii și apoi noi am rămas ca n-a nimănui. Ei capabili. Eu cred că ca Moldova, mai fiindcă noi nici o... E bine, e liniște, mulțumim Domnului. Persoanele cu funcții cheie sau cei de pe listele de supleanțe ale partidelor care au fost declarate neconstituționale nu vor putea fi alese pe o perioadă de 3 ani de la pronunțarea hotărârii Curții Constituționale. Deputata Pasole s-a stămat a înregistrat un proiect de lege în acest sens. Legislatorul face referire la decizia Curții prin care partidul Șor a fost declarat în afara legii. Olesea Stamatea anunță că a fost propusă completarea codului electoral cu o restricție în dreptul de a candida la alegeri. Nu pot fi alese pe o perioadă de 3 ani de la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității unui partid politic. Persoanele care la acel moment erau membri ai organului executiv al partidului politic declarat în afara legii, persoanele care ocupau funcții elective sau care erau pe listele de candidați supleanți din partea partidului politic declarat neconstituțional. Olesea Stamatei a argumentat necesitatea acestei restricții, afirmând că este oportună și justificată legiferarea unei astfel de măsuri. Ea a subliniat că, în absența acestei restricții, efectele practice ale hotărârii Curții Constituționale ar fi limitate doar la cei care dețin în prezent mandate, deoarece ar deveni independenți. Am considerat că este oportună și justificată legiferarea de către Parlament a unei restricții asupra dreptului de a fi ales. Aceștia ar putea bine mersi să candideze la următoarele alegeri pe lista altui partid sau ca și candidați independenți, ceea ce discreditează însă și ideea declarării neconstituționale a unui partid în calitate de mecanism de prevenție. Proiectul de lege are ca obiectiv principal ajustarea cadrului normativ intern referitor la dizolvarea și lichidarea partidelor politice în urma declarării lor ca neconstituționale de către Curtea Constituțională. Aceasta vine în contextul hotărârii recente a Înaltei Curți, care a declarat partidul politic Șor ca neconstituțional și a dispus dizolvarea acestuia de la momentul pronunțării hotărârii Curții. Deși este una dintre principalele condiționalități pentru apropierea de spațiul european, reforma justiției continuă să încingă spiritele în societate. Subiectul este important pentru perspectivele de integrare europeană a Republicii Moldova, provoacă interes și comentarii necontenite. Potrivit experților, uneori însă în spațiul public sunt difuzate știri și comentarii care au scopul de a discredita eforturile de reformare și de curățare a sistemului. În acest sens, Clubul Jurnaliștilor de Investigație a organizat o nouă ședință având tema Falsul despre reforma justiției, cum le combatem. La discuție au fost invitați președintele Comisiei Preveting Hermann von Hebel, directorul API și a portalului Stop Fals Petru Macovei și directorul adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești Petru Vârlan. Ne-am propus să discutăm anume acest aspect despre dezinformare în domeniul justiției, a reformei justiției și cum noi jurnaliștii sau cetățenii o combatem sau cum informăm cetățenii așa încât ei să înțeleagă unde este știri falsă sau unde este adevărul, spate distinge și noi jurnaliștii suntem cei care trebuie să facem acest lucru, să explicăm cetățenilor. Cornelia Cozonac consideră că reprezentanții justiției devin mai deschiși în comunicarea cu mass media și caută să coopereze cu societatea civilă pentru a combate știrile false care îi discreditează în ochii cetățenilor. Cu câțiva ani în urmă chiar nu puteai să afli aproape nimic din hotărârile instanțelor judecătorești. Erau depersonalizate, nu erau nume, nu erau, erau dosare de corupție unde nu erau nume sau alte documente oficiale în care se depersonaliza foarte multe detalii. Știrile false despre activitatea Comisiei Preventing circulă mai mult pe rețele de socializare și afectează imaginea statului legată de efortul de a reforma domeniul justiției, spune Nadejda Hriptievski, membră a Comisiei Preventing. Dacă nu ai o înțelegere și o susținere, hai să zicem așa, dar anume înțelegere din partea societății, desigur că nu prea, nu este atât de bine, pentru că toate reformele
au succes atunci când sunt împărtășite, sunt înțelese pe deplin și de ce și noi depunem efort să informăm publicul maxim cât putem, cât ne permite statutul și activitatea. Se poate de afirmat că din cauza acestor știri false, reforma în justiție merge așa de greu? Nu cred că această afirmație ar fi corectă, cel puțin nu aș susține. Eu cred că dacă s-ar informa mai bine, cu siguranță, despre orice element sau parte a reformei, ar fi și o înțelegere mult mai bună. Fiind întrebat cu ce ar putea contribui statul în combaterea știrilor false din domeniul justiției, directorul adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Petru Vârlan, spune că transparența va oferi oamenilor o mai mare claritate. Ea trebuie să fie mai aproape de oameni și să fie tuturor persoanelor sau subiectelor care sunt în acest sens. De asemenea, să vină cu un plan de acțiuni de a combate știrile false în acest sens, cu un plan în care aceste oarecum portaluri sau știrile oarecum să nu fie blocate, dar să ele să fie oarecum identificate și publicate la anumite perioade. Că uitați, portalul sau acesta public știri false și atenție la accesarea acestui portal. Clubul jurnaliștilor de investigație este organizat în cadrul proiectului Jurnaliști împotriva propagandei și dezinformării, susținut de International Media Support din Danemarca. Migrația preoților a readus în actualitate conflictul dintre cele două mitropolii, Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, și Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Rusă. În timp ce Mitropolia Moldovei acuză Mitropolia Basarabiei de coruperea clericilor, cea din urmă califică Mitropolia Chișinăului drept o structură plină de agenți ai serviciilor secrete de la Moscova. Ea nu se referă atât la situații, la cazuri concrete, pentru că aceste cazuri concrete sunt de la caz la caz diferite și necesită o atenție sporită, dar la general putem coincide că e o dispută referitor la canonicitatea, la jurisdicție teritorială a unei patriarhii asupra Republicii Moldova. Și aici toate canoanele bisericești demonstrează și fiind recunoscute și de alte patriarhii, că acest teritoriu trebuie să fie, după canoane, sub jurisdicția Patriarhiei Române. Mitropolia Basarabiei constată că Mitropolia Chișinăului, structura de ocupație bisericească a Patriarhiei Moscovei, continuă să dezinformeze opinia publică, falsificând adevărul, distorsionând realitatea și prezentând trunchiat sau tendențios aspecte istorice sau canoane ale bisericii. Această situație denotă reflexe imperiale, teamă pentru pierderea puterii de influență în societate, opacitate la adevăr, inadecvare la procesele sociale de desovietizare și incapacitate de dialog constructiv în interesul ortodoxiei. Se arată în comunicatul emis de Mitropolia Basarabiei. Mitropolia Moldovei a reacționat lansând un șir de acuzații la adresa Mitropoliei Basarabiei. Orice admitere a clericilor din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove fără scrisoare de plecare este necanonică și atrage asupra celui ce pleacă toate prevederile canonice, iar clericii care au migrat ar trebui să înțeleagă că datoria înalt prea Sfințitului Vladimir este să certe cu blândețe pe cei ce stau împotrivă. Conflictul dintre cele două biserici ortodoxe de la Chișinău durează de mai bine de 3 decenii, după ce un grup de clerici au hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei, primind binecuvântarea Patriarhiei de la București. Fiecare caz trebuie luat separat, pentru că sunt cazuri unde e chestia administrativă, unde n-au mai dorit să plătească niște taxe, știind că în biserica Mitropoliei Basarabiei nu se plătesc așa taxe, plus preoții sunt ajutați și plus au alte avantaje care culturale. Inclusiv salarii. Da. Și toate acestea cred că îi conving să privească spre București. Romeo Cemârtan consideră că esența conflictului nu e canonică, dar e cât se poate de politică. Din păcate, din cauza propagandei ruse și din cauza acestei reminiscențe sovietice, populația la noi consideră că noi aparținem spațiului ortodox rus, cu toate că nici cultural, nici lingvistic, nici spiritual
nu avem o mare tangență, mai degrabă avem o tangență mai mare cu Biserica Ortodoxă Ucraineană decât cea rusă. Patriarhul României și cel al Moscovei sunt cei care ar putea pune punct conflictului. Numai într-o hotărâre colegială ei poate să depășească acest diferendum și să găsească o cale amiabilă pentru reunirea ortodoxiei și depășirea acestei crize bisericești. Patriarhia României este dispusă să dialogueze și să clarifice statutul Bisericii Ortodoxe Ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru că și aici sunt etnici ruși, sunt etnici ucraineni care doresc să rămână în sânul Bisericii Ortodoxe Ruse. Și atunci acest drept nu trebuie să îi luăm. În schimb, Biserica Ortodoxă Rusă trebuie să recunoască că toată activitatea ei spirituală, liturgică, misionară pe teritoriul Republicii Moldova a fost cu încălcări grave. Mitropolia Basarabiei susține că un argument în plus pe care îl au în sprijinul lor preoții, diaconii și credincioșii care părăsesc Patriarhia Moscovei ține de realitatea etnică sau de neam. Peste 82% dintre cetățenii Republicii Moldova sunt etnici români și o bună jumătate a acestora deja și-au redobândit cetățenia română, astfel încât pretențiile Patriarhiei Moscovei de a exercita jurisdicția sa abuzivă asupra lor este lipsită de orice fundament real, susține Mitropolia Basarabiei. Rusia a lansat un atac aerian asupra Kievului în primele ore ale zilei de marți, cu doar câteva ore înainte de începerea summitului NATO din Lituania. Potrivit informațiilor preliminare, sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au doborât toate dronele Shahed de fabricație iraniană lansate de Rusia înainte ca acestea să ajungă la ținte. În portul Odessa, două drone au lovit o clădire, iar alte 22 au fost doborâte, spune guvernatorul regional. Un terminal cerealier și un alt terminal portuar au luat foc, dar incendiile au fost stinse repede, fără să se fi produs daune. Sirenele de raid aerian au sunat deasupra Kievului timp de o oră și mai mult timp în alte părți din estul Ucrainei. Anual, în lume, numărul copiilor care se nasc cu o formă de autism este în creștere cu 13%. În Moldova, oficial, sunt peste 600 de copii care suferă de diverse tulburări de spectru autist. Cum ajung să fie integrați în societate copiii cu autism, cum primesc părinții acest diagnostic și cât de anevoios este drumul spre terapie, aflați din reportajul ce urmează. Faceți cunoștință, ea este Daria, o fetiță de doar 4 anișori care acum 2 ani a fost diagnosticată cu autism. Mama ei, Ecaterina Mamaliga, spune că a observat că micuța se dezvolta mai diferit în comparație cu alți copii și astfel s-a adresat la medic. Inițial i-a fost greu să accepte diagnosticul, însă într-un final a decis ca fetița să treacă un curs de terapie pentru a se integra mai ușor în societate. Nu arăta cu deci, nu reacționa la nume, nu se implica în joc cu alți copii la teren de joacă când mergeam, adică total era schimbat copilul. A fost și plânste și noapte și zi, adică nu vreau să credem în ceea ce este la moment. Dar, adică când am mers în terapie, o lună, două, patru, am văzut rezultate și parcă așa nu știu cum s-a mai liniștit puțin. Și deja m-am acceptat. Daria face terapie de 2 ani, iar între timp a obținut rezultate bune. Suntem spre pași astea ca să fie ok în societate. La moment să deservești singurică, deja reacționează la nume, foarte multe acțiuni face singurică, înțelegi unele rugăminte care eu o rog să-mi fac acasă. Ce înțelege? Deja înțelege că este mama și tată, adică până la moment pur și simplu eram oameni ca toți oameni împrejur. Autismul nu este o condamnare, spune mămica. Potrivit Ecaterinei, este important ca și părinții să accepte diagnosticul și să treacă un curs de terapie cu psihologul. E un sfat bun pentru orice părinte, adică să nu lungim stresul ăsta mult timp. Adică oricum copilului trebuie niște emoții pozitive, el oricum simte, nu e o legumă oarecare care nu are emoții, simte, într-adevăr. Adică și noi acum suntem
ne străduim să avem dispoziții bune mereu, adică indiferent de situația care ne înconjoară până la moment. În Republica Moldova există doar câteva centre acreditate care dispun de specialiști în astfel de probleme. Potrivit medicilor, cu cât intervenția este mai rapidă, cu atât mai ușoară reabilitarea. Semne că copilul întârzie în dezvoltare, că nu răspunde la nume, nu prea este prezent, nu răspunde la vocea mamei, dar nu se uită în ochi, nu are zâmbet social, când te uiți la el și îi zâmbești, el nu-ți răspunde cu aceleași lucruri. Nu arată cu degețelul când îl interesează ceva sau când vrea să obțină ceva. Apucă mâna adultului și îl duce la obiectul pe care îl dorește să-l obțină, deci folosește adultul pe post de... Este mai interesat de obiecte decât de persoane. Noi aici în centru ne propunem să punem bazele copilului și să arătăm părinților cam cum ar trebui să se ocupe, pentru că totuși abordarea este una diferită, specifică. Conform datelor oficiale, în fiecare an se nasc cu 13% mai mulți copii cu autism. Numai în centrul de terapie SUS Autism se află aproape 80 de copii sub supravegherea specialiștilor, iar alți 300 sunt în așteptare. Părintele cumva vine la prima consultație doar și nu mai merge în diagnostic oficial, nu mai vrea să-și pună acea ștampilă de la medicul psihiatru, care unde se spune oficial pe foaie că uite, copilul tău are autism. Și înțeleg perfect, pentru că pentru părinte este o povară psihologică destul de grea să aibă un copil cu diagnostic pe viață. Alții zic că nu vor să le pună etichete în frunte și nu știu ce, dar ei trebuie să înțeleagă că copiii cu autism sunt fenomenali, sunt fantastici. Ei au foarte multe abilități pe care nu le au copiii tipici și se poate cu multă muncă și cu într-adevăr foarte mult efort și cu mulți bani de făcut niște talente și de le găsit locușorul în societate. Pentru un curs de terapie pentru copiii cu autism, părinții scot lunar din buzunar 7.000 de lei. Conform Organizației Mondiale a Sănătății la nivel mondial, unul din 100 de copii are autism. Porumbul, o cultură esențială pentru Republica Moldova, este cultivat pe circa 25% din suprafața arabilă. Doar cei care nu fac pâine nu știu câtă muncă e în spate, spune Vasile Baran, originar din comuna Lingura, raionul Cantemir. De la începutul anilor 2000 dezvoltă o afacere cu porumb. S-a confruntat cu numeroase provocări, de la condiții meteorologice nefaste până la birocrația excesivă. Însă nu lasă mâinile în jos și va continua să contribuie la dezvoltarea agriculturii. Prieții nu prea are pâine la moment de față, chiar și e și floarea soarelui, și nu prea are preț. Se introduc și mult cheltuieli se fac, dar când ajunge ca pâinea să o realizezi, nu-i preț. Și majoritatea agricultorilor cam se dezamăgesc. Vasile Baran este mecanizator de profesie. A lucrat o perioadă ca tractorist la brigada din sat. La începutul anilor 2000 a decis să-și cumpere pământ pentru a face pâine. Azi, la an distanță, are sub gestiune 7 hectare de porumb. Toate greutățile se bazează pe prețuri scumpe la fertilizanți, la semințe, la combustibil care se cheltuie. Că dacă nu-i faci prelucrări la timp, nu iei roadă. Asta e. Asta, climatul tot, ploi nu prea sunt, anul trecut o fosește. Și strângi o lecuțică de roadă, investești mult în agricultură, dar când strângi roadă, dacă-i sește, nu-i roadă. După seceta din anul trecut, din cauza căreia nu a reușit să culeagă nici jumătate din roadă, Vasile se gândea să se reprofileze. Un ajutor însă din partea Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, la solicitarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, i-a dat o speranță. Am primit sămânță de porumb, care o vedeți, am semănat-o. E un soi foarte bun, se cunoaște ceva special mai bunișor față de a noastră care erau, fertilizant ni s-a dat, care l-am administrat și l-am introdus în pământ. Când i-am cultivat, i-am introdus și fertilizant și se cunoaște că și poporul e mai sănătos, e mai verde, mai mare.
Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite a lansat anul trecut un proiect de asistență de urgență în sprijinul fermierilor mici. Cu ajutorul FAO, fermierii mici au beneficiat de semințe de porumb, floarea soarelui și soia, iar mini-fermele familiale autorizate și gospodăriile casnice vulnerabile din zonele rurale au primit ajutor sub formă de nutrienți pentru hrana animalelor. Because the important is that the farmers, of course, develop also their resilience. I mean, we know that climate change is something which is happening also frequently. So there is, of course, a need to adapt also in this case production. There is a need to adapt production in the sense of using drought-resistant seeds to change the varieties in fact also of the crops, and you need to also use very specific also technology in terms of using less moisture of the soil, for example. La noi în localitate au beneficiat de semințe de porumb și îngrășăminte 27 de familii, și două familii au profitat de cereale pentru vaci. Printre raioane în care au fost distribuite semințe de porumb și fertilizanți sunt Călăraș cu 549 de beneficiari, Râșcani cu 435 de beneficiari și Cantemir cu 240 de beneficiari. Fiecare a primit câte 25 de kilograme de semințe de porumb suficiente pentru însămânțarea unui hectar de teren. În total au fost distribuite în jur de 30 de tone de semințe și 60 de tone de fertilizanți. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, oricând ne găsiți pe vocea basarabiei.md, Facebook, Instagram și pe platforma YouTube. Urmează datele meteo, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.